Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi voi merge la ziua recoltei la Râne Vâlcea. Și tu mă iar acolo unde inima mă bate, înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ia mă de departe și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Ce vreți să vă dau și niște lingurițe de multă folosință? Vreți să mâncați acum? Nu, nu. Eu vă pun și un odorizant autocadou. Cu logo vostru. Vă cereți? Vă consumați cu cere? Nu trebuie să cumpărați, să nu vă simțiți obligați să luați sau ceva, doar să vedeți cum este. Avem o mașinărie și extragem decât pulpa și sucul și o amestecăm cu miere și este foarte fin, se poate folosi și ca sirop, cu apă, cu lata, cu minerală. Nu mai dau o punguriță. Să vi la ambalez. O punguriță. Înseamnă că v-a plăcut, nu? Nu, nu pentru năpășită și de-asta, de iluminația și... Da, e foarte bun. Să-ți faci plăcere. Așa de 10 lei e bine, doamnă? Da, puteți pune bobițele într-un borcan și puteți mai miere peste. Okay. Dar noi avem așa ceva mai... tot bucătină. Dar este trecută printr-o mașină și scoatem bobițele și toate impuritățile. Rămâne decât pulpa și sucul. Și o amestecăm de la fel cu miere, bineînțeles. Și la rece. Uitați, mierea se lasă la fund pentru că are o densitate mai mare, dar prin acelare și la fund se omogenizează. Puteți să-l folosiți cu ăsta ca și un sirop, cu apă minerală sau cu plată. Și este o băutură răcoritoare extraordinar de bună și de sănătoasă. Asta e avantajul, plus că nu are toate impuritățile. Uitați cât de fin este și ce gustură este. Uitați că este 20 de lei. Da, e mai ceva, dar să știți că ne ia foarte mult timp să facem. Așa, kilogram de cătine este 20, dar... depinde, fiecare... Noi nu mai facem cătine la bucan cu miere bobiță pentru că fermentează foarte repede. Mai ales vara, imediat, nu spună foarte repede. Ăsta fiind foarte fin și mierea intrând cu toate particulele de cătină, rezistă mai mult. Se conservă mai bine, mierea fiind conservată. Să rămână, vă servesc cu siropul acela. Din partea noastră, toți clienții beneficiază de un odorizant autocadou, după și cu logo-ul nostru. Da, da. Ei sunt cuiere părinții mei, nu de producător, nu avem angajat și toate sunt făcute cu atenție și... Vreți să vă dau să gustați un pic? Din el? Da. Ăsta nu are pulpă, chibirul nu are pulpă, îl dăm pe răzătoare, lăsăm la macerat în miere, desalcăm. Da. Și... foarte, foarte bun. La fel, puteți face cu apă, mai adăugați o feliuță de lămâie. Sigur. Pentru că nu are impurități, este decât miere aici, practic macerată în ghimbir. La prăzătoare, apoi strecurăm mierea de ghimbirul ăla. E foarte bun, place foarte mult ăsta. Ultimul sirop pe care l-am făcut. Zic așa.
Toate sunt 20 pentru că sunt cu miere și săgeau sau ce zic. Poate vă pară până la 4 lei sau mergem 2 ori. Cu perișor, ăsta e preferatul meu. Da, la fel, cu miere, ăsta are și pulpă. Are foarte multă pulpă, deci nu e din ăla transparent, cum găsiți în conăr. Da, exact. Da, aveți pe etichetă, da. Avem site, avem Facebook, Instagram, YouTube. Da, sunt bine aici la Băbeni, dar eu stau în Vâlcea și mai duc eu clienților acasă. Asta e preferatul meu, da. Deci, ca să vă explic o chestie, deci dacă îl faceți sirop cu apă, să nu faceți într-o sticlă de 2 litri. Faceți în pahar pe consumați, pentru că oxidează și se negrește. În cătina asta putem... Da, da, da. Am văzut, da, nu știu ce are ca poate. Dar vă dau altul oricum. Trebuie să mă ocup eu de el mai târziu. Îmi place ăsta dulce. E dulce, 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 dulce. Hai, vă lasă 7 lei de ori. Nu mai, dar nu se rupă, eu știu. Da, bine. Trebuie să vă mai dau un odorizant, pentru că mi-ați cumpărat foarte multe produse. Uite, o să ne căutăm pe internet. Sigur că da. Da, cum să nu vă aduc eu. Uitați, și site-ul este pe față de masă, dar este și pe fiecare etichetă. Deci, decât Cătina nu are site. Cătina, ăsta, facă să rog. Sigur că da. Vedeți că pe site este numărul tatălui meu, dar nu e nicio problemă că el se ocupă de comenzi. Vă prea comanda și mă sună și mă duc la țară, vă iau pachetul și vă aduc. Sigur că da. Absolut tot, absolut tot. Asta mic este 10 lei și asta mare 25. Da. Haideți să dau un părăpet. Vă mulțumesc frumos să fiți sănătoasă. Mami, lumea, nu-i sigur? E miere, miere. Atunci ce-mi place? Are miere, miere, fagurele. Ce-mi place? Mandurce. Mulțumesc plăcere. Și eu vă mulțumesc mult. Da. Vreți să vă dau și niște lingurițe să mâncați acum sau mâncați acasă? Nu, mâncăm acasă, nici nu mai facem niște. Da, adică sunt oreată. Alegeți dumneavoastră pe care le doriți, dar nu știu câți mai sunt astea, nu? Da. Mai pun aici niște faguri. E nu mai mare? Prețul e același. Să rămân, da? Da. 500 de grame sunt acolo. Are jumătate de kilogram și sunt 10 lei. Da, sigur. La revedere! La revedere! Vă mulțumesc frumos! Da. Vreți să vă dau să gustați? Nu. Da, doamne, ce vă dau? Ok, vezi că am punit camera. Să vă rog tare, camera. Da. Da, cea de sardină sau polifloră v-aș recomanda-o pentru că cum să zic, are mai multe vitamine, cea polifloră. Uitați, polifloră... Așa că nu știu unde e. Exact.
Este la 10 lei borcanul, acesta. Și este foarte bună pentru că are foarte multe nectare. Adunuța culege de la mai multe tipuri de flori, plante, nectarul și... Și cam cât e până să termină singurța, cât mai mult? Să nu se rupă. Dacă mai doriți, aveți telefonul acolo, pe eticheta ne puteți suna. Și aveți și un odorizant autograduit cu firma noastră, cu logo-ul firmei noastre. În Buveni, Vâlcea. Da, pe etichetă aveți acolo site, număr de telefon, adresa absolut tot. Dacă mai doriți să mai faceți o comandă, puteți să ne sunați și vă aduc eu acasă. Da, sigur că da. Cum să nu? Fără nicio problemă. Avem tot anul, avem o cameră de concedare acasă și avem până la... pe cota viitoare. Da, 20 de lei, acest locul ăsta. O tinctură de propolis, concentrație 30%, este foarte bună pentru răni. Da, știu, dar e sticlă, așa, nu se păstrează bine, nu este indicat. Da, 20. Vă mulțumesc frumos. Să le consumați cu plăcere și multă sănătate. Vă doresc. De cătină sau de ghibir? Imediat. 20 sticlele pentru că sunt cu miere și sunt foarte fine, trebuie să... Câte miere adă sabrul? Dacă nu știți separat, nu mă puteți să ajutați. Este făcut de noi, culpă de tăină și miere. Miere, nu? Da, da, este foarte... Le agitați un pic, pentru că mierea, având de state mai mare, se lasă, dar vedeți că este mai pulpă, este foarte, foarte fină și este muncă să o facem, știți, de asta are un preț mai... Și este destul astfel natural, de asta vă asigur, pentru că mama mea le face pe toate, toate sunt făcute cu atenție și... Nu cere? Asta se vă dau restul, doamnă, stătă așa. Mi-a dat 1 milion. Da, da, da. Mă dau primul camion? Acum am văzut banii și mi-am luat. Câte bani ai dat? 80. Am făcut noi cătina. Da, se poate. Da, se poate. Da, se și folosim doar curba. Fără să mi-am și coș care sunt mai amuri și gătesc mai de alimentare. Avem data prin mașină. Uitați, avem... Da, până de cărbină. 20 de lei. Mierea se lasă în jos. Care nu este așa mai mare. Poate să răstică de la... Sunt făcut acum. Este data prin mașină, cărbina, obținem decât sucul și toate curtățile sunt răturate. Avem și clipuri pe YouTube, uitați ce acum vezi. Uitați, mirea se lasă de jos, dar prin acestare se omocinizează imediat. Puteți să luați două lingurițe dimineața sau la prânz, nu seara, pentru că vă dă energie și vă agită, mai puteți să dormiți. Sau puteți să puneți în pahar de un deget, puneți apă minerală în plață și este ca o băutură răcuritoare, are aceleași proprietăți. Da. Marța noastră, aveți cadou un autorizant auto pentru mașină. Atunci am folosit în casă. Dați 30. S-o consumați cu acelea. Salut! Bună! Ce faceți, dragă? Vă plimbați? Da!
Mai dragă să vă dau o sticluță de cătină. Ai mâncat vreodată cătină? Ia zi. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și tu mă iar acolo unde inima mă bate.